Colaboratori de primă mână din Giurgiu, din țară, dar și din Germania, Suedia sau America de Sud, s-au unit pentru a sprijini proiectul Giurgiu Total, în fapt un ziar electronic, dar unul care se vrea de o factură aparte. Publicația a fost lansată aseară într-o locație de la marginea Dunării, iar inițiatorul proiectului, colegul nostru Gheorghe Velicu, și-a chemat colaboratorii, prietenii și a invitat și oficialitățile orașului pentru a-și prezenta ideile ce de fiecare dată se vor transforma în scris, grafică sau fotografie. De ce am făcut acest lucru? Din foarte multe motive, o să enumer doar câteva motive care mi se par mai principale, unul dintre motive este următorul. Ideal ar fi ca fiecare dintre noi să acționăm în așa fel încât să lăsăm copiilor noștri o lume mai bună decât cea pe care am găsit-o atunci când am venit noi pe lume. Un alt motiv pe care îl consider foarte important este următorul. Nu se poate vorbi despre democrație în absența unui popor necultivat, în absența unui sistem de învățământ performant, fiindcă în aceste condiții se poate vorbi doar despre un simplu sofism și anume argumentul majorității, nu vox populi, vox dei, dar poporul dezinformat. A fost o întâlnire agreabilă care a pornit de la o propunere interesantă, un ziar sprijinit de voluntari care să sprijine la rândul său societatea giurgiuveană îndeosebi. Un proiect generos și rar de întâlnit în societatea noastră, dar un proiect care va fi sprijinit de cei ce au luat parte la lansarea sa. Sunt convins că veți avea un drum foarte bun în realizarea și redactarea acestui ziar online Giurgiul Total. Vă urez succes alături de toți, de toate celelalte apariții online din Giurgiu. Sunt convins că veți face treabă bună și eu voi fi lângă dumneavoastră. Vă mulțumesc! Veți pune pe gânduri foarte mulți consumatori de presă, pentru că asta este adevărata presă. Calitate înseamnă principii pe care le-ați exprimat și înseamnă valoarea celor care semnează și care confirmă cu propria experiență și propria expertiză ceea ce scriu și ceea ce recomandă cititorilor de presă. Mult succes! Vă urez foarte mult să fiți un exemplu, nu pentru Giurgiu, pentru întreaga România. Mai multe amănunte despre acest eveniment puteți urmări imediat după știri, în prima parte a ediției speciale.